Pe harta instanțelor din România a apărut și judecătoria vedetelor. Nu este o instanță inventată, ci o judecătorie reală care funcționează în Buftea. Magistrații de acolo s-au ocupat în ultimii ani de divorțurile unor personaje cheie din lumea mondenă. Ca un paradox tipic românesc, sediul judecătoriei din Buftea stă să cadă. Se pare că Irina va... Camerele de filmat, reflectoarele și blițurile aparatelor foto au fost ațintite în ultimii ani asupra judecătoriei Buftea. Am auzit despre acest eveniment din presă. Pentru comentariile dumneavoastră nu vine Monica. Și doamna Monica și Miron Crăzmoc din mine am spus toate celelalte. Trebuie o secundă, că vreau și-o la toaletă. Pe holurile judecătoriei au avut loc veritabile conferințe de presă. Depinde ce înțelegem prin termenul de vedetă, semnificația index cuprinde două aspecte. Vedete sau doar aspirante la acest statut, toată lumea bună sau aproape bună a călcat pragul judecătoriei pentru a divorța. Dumneavoastră, ce faceți acum? Plecați? Eu plec, am... De ce? Dar nu suntem dușmani, de ce nu știu. Vreau să ne vorbesc? Știu. Hai, vă rog. Iar lista cu divorțații celebri de la Buftea ar putea continua. Nimeni nu a observat însă la Buftea problemele. O singură sală de judecată în condițiile în care în același sediu trebuie înființat și tribunalul Ilfov. Categorică și noi ne uităm la televizor când avem timp, este adevărat, dar... Repet, decizia nu poate fi luată decât în baza actelor care sunt în dosar. Și tot la Buftea s-au purtat mai multe războaie între părinții Mădăline Manole și Petru Mircea. În subordinea instanței sunt peste 500.000 de locuitori. În această zonă există și multe cartiere rezidențiale. Proaspăt ajuns în România, cântărețul Goran Bregović n-a vrut să se odihnească. A început să colinde restaurantele. Cu cine altcineva, dacă nu cu bunul său prieten, manelistul Florin Salam. Goran Bregović a fost primit în țara noastră cu multă căldură. La aeroport, Florin Salam i-a urat bun venit. Welcome to Romania! Thank you! Cei doi s-au îmbrățișat de parcă s-ar fi cunoscut de o viață. Bregović? Da! De la aeroport, cântărețul de manele l-a condus pe artist cu mașina personală la un hotel din capitală. Acolo s-au liniștit și au început să povestească la un pahar de vin. Invitat le-a fost și Gheorghe Zamfir. Cei trei mai au multe de povestit. Au început să lucreze la un proiect muzical inedit. Ram. Pentru cea de-a doua parte a proiectului său muzical Alcohol, Bregović se va întâlni cu artiști din mai multe țări. Pe lângă Florin Salam, Bregović va mai colabora cu Eric Clapton, Ayo și Gypsy Kings. Prințul William și Kate Middleton s-au căsătorit deja în lumea benzilor desenate. Povestea de dragoste din familia regală este subiectul unui album desenat care a ajuns zilele acestea în librăriile specializate din Londra, alături de cărțile cu Spider-Man sau Batman. Autorii pornesc încă de la copilăria celor doi și prezintă cu toate detaliile posibile idila lor de 10 ani începută în studenție. Bineînțeles, povestea nu putea să se încheie decât cu marea nuntă, care a fost astfel desenată fără să se mai aștepte evenimentul real. În mijlocul unui divorț plin de scandaluri și acuzații, Oana și Pepe au reușit să ne uimească săptămâna aceasta cu declarații care mai de care mai șocante. Cele mai multe au venit din partea Oanei, care a declarat că are o nouă relație și că este însărcinată. Au apărut amănunte picante și despre Cătălin Botezatu, care se pare că s-a logodit. Invitată la emisiunea Un Show Păcătos, Oana a declarat că este însărcinată, iar tatăl copilului este nimeni altul decât Tudor Ionescu, politicianul de 26 de ani cunoscut ca și Tudi. Deci da. Tu confirmi sărcinat? Absolut. Este ciudat să fie o năzvărămnă însărcinată? Toată nu. Lumea voia copilul. Nu, este ciudat. Copilul, eu copilul. Nu te cunosc și știu că nu-ți doreai un copil. Vorbeam, depinde am de vorbit ore întregi. În ciuda declarațiilor lui Pepe, Oana susține că relația dintre ea și Tudi nu s-a consumat în patul conjugal și că tânărul politician nu a pus niciodată piciorul în apartamentul celor doi. Eu niciodată nu aș fi putut să aduc un bărbat în patul nostru de acasă. Și am spus și o repet. Tim niciodată nu a urcat. Când ați avut prima noapte de dragoste cu... Eu cu Tim? Da. De Revelion? La puțin timp după declarația Oanei, în presă au apărut câteva poze în care Pepe era fardat. El a declarat că pozele au fost făcute în timpul unei petreceri restrânse. Pentru că pierduse la un joc de cărți, Pepe a trebuit să primească o pedapsă, iar Oana a fost îndeaproape cu trusa de machiaj. Oana m-a pozat acolo, Oana m-a măzgălit pe față. Așa era porunca la cărți.
Am înțeles. Foarte bine. Așa registrăm noi. Ce tare e poza asta. Dacă ne-au trebui... ar fi bine să nu mai dea genul ăsta de poze, că am și eu cu ea și e urât, eu nu vreau să dau. Pentru tot ce i-a făcut soția lui, Pepe s-a gândit la o replică serioasă. Am zis doar că o să aveți o surpriză, nu v-am zis ce. O surpriză de proporții, să vedeți așa cam cum stau lucrurile. Legat de relația mea cu Oana și infidelitatea ei cu Tudi și atitudinea mea și a ei și tot. Și dacă unii divorțează cu scandal, alții se pregătesc de căsătorie. Însă, cât mai discret cu putință, presa din România s-a săturat să-l tot aștepte pe Cătălin Botezatu să-și pună pirostriile, așa că l-a logodit cu o italiancă celebră, Valeria Marini. Aolo, cine e unge? Aolo. A primit o verighetă! Cătălin, te-ai logodit. Ești luat, nu mai ești burlac. S-a întâmplat anul trecut pe 3 decembrie, de ziua lui. Atunci Valeria Marini a făcut cadou o verighetă. Flacăra s-a aprins și mai tare după ce ziarele mondene au publicat noi declarații ale vedetei italiene. Da, m-am logodit cu Botezatu. A spus ea, iar idila a început în urmă cu un an atunci când Cătălin a lansat la Milano Fashion Week o colecție pentru casa de moda Valeriei Marini. În acel moment, Botezatu a început să facă naveta în Italia. Invitat la acces direct, Cătălin Botezatu nici nu a confirmat, dar nici nu a infirmat idila cu Valeria Marini, așa că speculațiile înfloresc în continuare.